Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees. Digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright, and when the sunset shines, I seen the graph he writes. I'm back tonight with a sack to light. In honor of the past, I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in a barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, Cuddy. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi m-am gândit să vorbesc despre un subiect mai personal, așa să zic. Mulți dintre voi m-ați întrebat de ce am ales să trăiesc în Austria și dacă mă voi întoarce în țară peste ceva timp sau în viitorul apropiat. Ei bine, eu am ales să trăiesc în altă țară, și anume în Austria, din două motive solide. 1. Din cauza sistemului infect din România și din cauza salarizării. Acum, să nu credeți că am venit aici numai pentru bani, că vezi, Doamne, câștig mult mai mulți bani și mi-e viața mult mai bună și așa mai departe. Este și asta, cât să zic, 40% din toată situația, dar cea mai mare parte se datorează din cauza sistemului infect în care trăim în ziua de astăzi în România. Și, cum să zic, sistemul e făcut în așa fel încât să te strângă de gât orice ai face. Oriunde mergi, trebuie să dai șpagă. Te-ai dus la doctor, trebuie să dai șpagă. Trebuie să te interneze, ai nevoie de pansamentele tale personale, ai nevoie de injecțiile tale, ace și așa mai departe. Am auzit o grămadă de cazuri în care oamenii ar trebui de fiecare dată să-și cumpere tâmpenile astea pentru că ei nu le au. Nu este vina doctorilor, nu este vina asistentelor sau așa mai departe. Pur și simplu, sistemul nu le asigură chestia asta. Infrastructura țării este la pământ. Nu vedeți, nu avem autostrăzi, nu avem drumuri bune și așa mai departe. Toată ziua fel și fel de accidente din cauza vitezei, pentru că nu sunt drumuri, oamenii se grăbesc, vor să meargă mai tare, se grăbesc. Neatenție, accidente. Și na. De aceea zic că sistemul este extrem de infect. Cum ar fi, de exemplu, vrei să-ți înscrii mașina, din nou, alți bani, altă distracție, altă șpagă, zile la rând așteptate și așa mai departe. Sau, Doamne ferește, trebuie să ajungi în spital și ai o problemă mai delicată. Nu se ating oamenii aia de tine până nu dai dreptul. Și asta este o chestie extrem de nasoală. Doamne ferește, au fost cazuri în care oamenii au stat nu știu câte ore, chiar și zile în comă, pentru că nu s-a atins nimeni de el până nu au dat și nu au plătit oamenii dreptul la doctori. Am văzut foarte multe cazuri în care oamenii stăteau pur și simplu în sările de așteptare. Am văzut odată cu un bătrân care a stat în comă în sala de așteptare și nimeni nu l-a băgat în seamă. Pur și simplu mergi și spui că mori acolo și nu mai poți, ce stai, așteaptă sau te costă, uite, atât, când ai dreptul, intri, când nu, mai ai de așteptat. Pe de altă parte, aici, dacă te-ai dus la doctor prima oară, intri în niște controle extrem de amănunțite ca să vadă siguri ceea ce ai, să fie 100% siguri de ceea ce tu suferi și apoi te bagă și îți dau, cum să zic, medicamentația de care tu ai nevoie. Deci, imediat au grijă de tine, nu te întreabă mai întâi, hei, banul și după aia, nu. Prima oară te fac pe tine bine, iar apoi vine vorba de bani. Într-adevăr, și aici se plătește, nu spun că nu. Dacă ai asigurare medicală, nu plătești nimic, dar în cazul în care nu ai asigurare medicală, se plătește și aici. Dar mai întâi se uită la tine, te face bine, nu te lasă să mori pe un scaun acolo, vere, ca un câine, înțelegi? Prima oară te bagă și are grijă de tine. De-aia sistemul este mult mai elaborat decât la noi în țară, pentru că s-a avut grijă de asta, pentru că oamenii au fost pe primul loc decât buzunarele lor. Au fost conștienți că până la urmă, dacă fac chestia asta pentru oameni, și buzunarele lor vor fi pline și în plus ei nu fură, frate, cum se fură în țară, înțelegi? Deci cum s-a auzit că pentru un kilometru de autostradă au fost dați nu știu câte milioane de euro,
pentru un kilometru, chiar serios, chiar așa, ce dracu, frate. Păi îți dai seama că jumătate din banii au intrat în buzunarele lor, care cum au putut să fure, și restul au mai ajuns și la autostrada aia, care într-un an de zile va trebui din nou reparată, pentru că s-au băgat foarte puțin bani în ea. Au furat ca apucații, frate, pe nesăturate. Na, și de aia zic, sistemul e făcut în așa fel încât să te strână, strâns de gât, să nu poți să faci nimic. Eu momentan nu o să revin în țară foarte curând. Eu vin în țară doar pentru concediu și atât. Fac chestia asta pentru că aici am un salar asigurat, un salar destul de mare, un salar din care pot să-mi plătesc tot ceea ce am nevoie și îmi mai și rămân bănuți. Pot să merg într-o vacanță, pot să-mi cumpăr haine în fiecare lună și așa mai departe, și pot să fac ceea ce îmi doresc, fără prea mare efort. Într-adevăr, ești printre străini, sunt numai străini, atâta timp cât ai învățat limba lor, nu te mai simți deja ca un străin. Pur și simplu, oamenii sunt foarte ok, sunt foarte tratabili, să zic așa, și nu te fac să te simți nasol. Bine, mai sunt și unii care îți fac o zi de căcat, n-ai ce să-i faci. Asta este, taci din gură, mergi mai departe și îți faci să-ți fie ție bine. Nu vreau să zic acum că nu mă voi întoarce absolut niciodată în România. Nu pot să știu lucrul ăsta, nu pot să știu ce se va întâmpla în viitor, înțelegi? Adică, pana mea, se întâmplă dracu ceva și ne dau ăștia pe toți afară din țară și aia e, știi, ceea ce cu siguranță nu se va întâmpla, pentru că fără forța de muncă a străinilor ar fi țara moartă, dar mă refer că, nu poți să știi niciodată ce se ivește și trebuie să te întorci acasă. Asta nu o să scot din calcul, dar faza este că eu momentan nu am niciun plan să mă întorc în țară, pentru că deja am planuri să îmi fac și eu o casă aici, să-mi fac o familie aici, plănuiesc cu Senada să ne căsătorim și așa mai departe. Chestiile astea merg în timp așa și în timp le vom face pe toate încet, încet. Acum, nu sunt nici genul ăla să zic, bă, Vere, gata, pleacă din țară, că nu poți să faci nimic în țară. Nu e adevărat, faci și în țară, doar că cu mult mai multă muncă, mult mai multă bătaie de cap și mult mai mult stres, înțelegi? Și de aceea am ales să vin aici să lucrez liniștit, mă duc la muncă, merg acasă, am timpul meu liber, nu mă deranjează nimeni. Dacă vreau să mă duc să-mi cumpăr o haină astăzi, mă duc și mi-o cumpăr. Nu trebuie să aștept până la salariul următor și zic, bă, stai, vaire, că mai vine după aia, trebuie să mai facem așa, nu știu cât, mai o combinație, mai nu știu ce, ca să poată să-mi iasă și mie ceva bănuț. Nu. Am ales să fiu aici, tocmai din cauza că traiul este mult mai ușor, țara este mult, mult mai civilizată, mult mai curată și totul merge ca pe roate. Acum, într-adevăr, pădure fără uscături nu se poate. Sunt și ăștia cu bubele lor, au și ei problemele lor și așa mai departe. Dar sunt cu mult, cu mult peste România și de aceea eu am ales să fiu aici, mi-am făcut propria alegere și nu sunt absolut deloc dezamăgit de chestia asta. Câteodată, mă ia și pe mine dorul de țară, că vreau să fiu și eu acasă, să nu știu ce. Dar când îmi vine în cap sistemul, frate, când mă gândesc la sistem și la problemele pe care le are și la stresul pe care eu trebuie să mi-l fac ca să pot să fac ceva acolo, pur și simplu îmi pierde tot cheful și nu îmi vine să mai vin nici bătut, dacă mă înțelegeți, nici măcar bătut, pur și simplu. Iarăși, mai fiind vorba de sistemul educațional pe care îl oferă țara asta față de România, e faci școală de mic și ești trimis la practică de mic pentru ceea ce vrei tu să faci. Spre exemplu, faci în clasa 7-a sau 8-a, ceva de genul aici, deja ăștia te trimis să faci practică ca să poți să te formezi pentru ceea ce tu vrei să faci. Și în așa fel, în momentul când tu termini liceul, deja ești pregătit pentru angajare. Atâta timp cât tu faci practică și ești încă la școală, ești plătit și pentru chestia asta. Și când ai terminat cu studiile, ai terminat de tot și ești deja cu locul de muncă dorit. În schimb, la noi în țară faci atâta școală, atâția ani de zile și după care ajungi să muncești tot într-un loc de muncă mizer, ca să zic așa, în comparație cu tot ceea ce ai învățat și pentru ce te-ai pregătit tu să faci în viața ta. De aceea zic că
sunt extrem de multe probleme la sistemul nostru infect și la infrastructura țării. De aceea sunt fer convins că eu nu am ce să fac acolo. Da. Cam asta e, dragilor, cam asta e chestia, de ce nu vreau eu să vin în țară și așa mai departe. Acum, dacă aveți și voi cum să zic, motivele voastre pentru care voi sunteți în altă țară și aș dori să le împărtășiți cu mine, puteți să le lăsați în rubrica de comentarii și eu să vă răspund la fiecare în parte. Cam asta e cu episodul. Sper că v-am făcut să înțelegeți de ce sunt aici și de ce am făcut aceste alegeri. Sper că nu am deranjat pe nimeni și nu am instigat pe nimeni cu acest videoclip. Până data viitoare, v-am pupat, v-am luat drumuri bune și numai bine. Ciao, ciao!